Bună dimineața! Ultima zi a săptămânii ne aduce niște subiecte incendiare. Vom afla cum mai merge campania, cum stă Bucureștiul în sondaje, dacă există viață extraterestră acolo departe în stele. Vom vorbi despre o posibilă remaniere a cabinetului de miniștri actual și vom vedea câte vizualizări costă o ciorbă adevărată de burtă. V-am făcut atenți? Da. Cafeaua e pregătită? Uite, ce am ajuns să beau, cafea din cană cu inorogi. Dar vorba românului, bine că n-am carne. Unul în frunte, cu ăla-i dator toată lumea. Cum sunteți? Bine? Bine sunteți. Mulțumesc de urmărire. Mulțumesc că ați apăsat pe clopot. Suntem în regulă. Suntem aici pe canal. Merg scumpirile? Acum vedem când punem în cămară. Ci că în ultimele două luni cel mai tare s-a scumpit fasolea. Păi normal. Că fasolea, dacă o mănânci, ține și de foame, dacă o folosești și la partea cealaltă, ne dă și gaze. Și ci că s-au ieftinit ouăle. Păi România asta, românii se trag de la getodaci, toți suntem bărbați cu ouă. Ilie Năstase, la 74 de ani, ce a declarat în presă? Se pregătește cu noua soție, a 7-a sau 8-a, cât o fi, să mai facă o fetiță. Zice, scoate încă o halep. Vă dați seama, mă, Ilie Năstase, la 74, tare în ouă. Dar pe ce se bazează el? Pe ce se bazează? Pe faptul că naș de cununie e Marica. Păi unde nu se descurcă finul, intră nașul. L-am văzut cu ocazia meciurilor naționale că discuta și el la televizor, făcea pe analistul Marica. Și avea privirea aia, eu nu m-am putut uita cu seriozitate la el, avea privirea aia așa, să uita pe în studio, oare ce nevastă de cameraman, ce nevastă de regizor de emisie să vă... Marica-i Marica, ăștia sunt oamenii din fotbal. Că și Mitică Dragomir, domne, a ieșit de la B1 TV și l-a așteptat un protestatar, un cetățean care l-a făcut, băi, comunistule. Și Mitică Dragomir a sărit la bătaie, a sărit la bătaie, domne. Asta înseamnă să ai ouă la peste 70 de ani. Normal că sunt mai ieftine, mai clocite, dar să sară el la bătaie, da? În loc să fie omul păcii, ca Donald Trump. Donald Trump, ați văzut că a fost propus de ceva activist din Norvegia, a fost propus la premiul Nobel. Nobelești eu. Donald Trump la premiul Nobel. Și clopotele trag, s-a făcut liniște. Donald Trump, să ia Donald Trump premiul Nobel, e ca și cum clanurile de interlop de la noi ar lua locul poliției. Dar stai, că în multe localități chiar asta fac. Deci s-ar putea ca Trump să ia premiul Nobel pentru pace. Cum stăm cu sondajele? În București cel puțin situația se prezintă în halul următor, că nu pot să zic în felul următor, ci că pe primul loc Plicu Șordan cu 31%, vine firea. Am aici domnului cu 29%, Bosă cu 10% și un procent mare de nehotărâți, 22%. 22% dintre bucureșteni nu știu dacă să voteze și cu cine să voteze. Foarte mare. Pentru o capitală de țară europeană, aici la margine de imperiu, nu știm. Vă rog, bucureștenilor, gândiți-vă că îmi fac flotan de crângași, îmi fac flotan de capitală și vin și eu să votez acolo, să vă lămuresc cu cine să votează. Că pe Boc nu vi-l dăm. El rămâne aici. El rămâne garantul clujenilor, a metroului și a trotinetiștilor. Da. Când a auzit cataramă, nu cataractă, cataramă, Viorel Cataramă, că și el candidează. Când a auzit că sunt 22% de nehotărâți, a zis că își schimbă numele în Viorel Nehotărâtul Cataramă, că poate îl votează și pe el. Nu știu ce-o fi, nici în guvern treaba nu pe roze, nu-i pe roze. Se pregătește o remaniere a guvernului. Guvernul al doilea, Ludovic, se pregătește de remaniere. Primii vizați Costel Alexe de la Mediu, ăla oricum candidează la Consiliul Județean. Știți care proiectul ăla de Consiliu cu greșeli gramaticale? Și Ion Grindă. Bă, de Ion Grindă îmi pare rău. De Ion Ștefan Grindă, de la Dezvoltare, Ministerul cu cei mai mulți bani, da? De Grindă îmi pare rău. Unde să plece ăsta săracul? Că dacă mai stă încă un an, ăsta ajunge mai tare ca Daia. Prima lui plângere când a ajuns ministru, făcută lui Ludovic Orban, care a fost? Angajații din minister au laptopurile prea mici. Dumnezeu iubește spațiile mici, dar nu laptopurile mici. Bă, băiat patriot, ținea cu colegii din subordine.
Ci că și doamna de la educație, doamna Anisia, acum îi dă drumul la anul școlar să înceapă și după aia o trag pătușă. Și pe doamna Violeta de la muncă și pe ea. Bine, cele două doamne nu o să rămână așa, cum să zicem, curul gol. O să primească mandat eligibil de parlamentar. Domnule, știți cum e vorba aia, prostia să plătește. Deci dacă ai făcut prostii mari în minister, primești salar gras în parlament și după aia pensii speciale. Mi se pare corect. Remanierea a început deja, cel puțin în Ministerul Sănătății. Da, ci că la secția de spitale regionale, la funcția aia de spitale regionale, a venit o expertă care în viața de zi cu zi îi sexy, cântăreață și populară. Vă dați seama, cu trei pregătiri, că tu vii cu o facultate, vii cu un masterat și nu-ți găsești loc în administrația publică, dar tânăra asta e sexy, cântăreață și populară. În sfârșit, o alegere bună, domnul Nelu Tătaru, moțul nostru drag, bravo! Bravo. Până acum în Ministerul Sănătății ce s-a angajat? Patron de pompe funebre, chelneri, ospătari, barman? Nu. Acum în sfârșit cineva cu expertiză în spitale. O sexy cântăreață de muzică populară, ea se va ocupa de spitalele regionale. Păi dacă cine cunoaște mai bine regiunile patriei decât cei care cântă muzica populară? Populariștii, popularii, populăcioșii, nu? O să cânte în minister, de o să-i apuce pe ăștia... plânsul, of, of, măi, măi, unde mai pui că merge pe regiuni în spitale această sexy regională, sexy consilieră și o să le cânte la fiecare. Merge mai în sud, o să cânte la capul bolnavului. Nu am bani de-am tine vlargic, dar îți iau un borangic, la 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 la. Nu? Merge în Moldova. Nu mă pricep la medicină, dar îți pot da o rădăcină. Mergem Banat, consolează, că nu mai avem bani de medicamente, de chestii. Îi consolează prin cântec popular. Cântecul popular, de milenii, de ce zic eu de milenii, de câteva zeci de ani, a fost însoțitorul românului. Dacă ai avut un pic de cântec popular și ceva, ești cel mai sănătos om. O să meargă sexy cântăreața populară, consiliere la spitalele din Banat. O să le cânte bolnavilor din spitalul regional, care încă nu este... Ei, mă fac cu mama așa, la 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 la, să iubesc sănătatea, la 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 la. Îți tânără, mare încept, la 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 la, la medicină mă pricep, la 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 la. Și uite așa că merge treaba. Bravo domnul Nelu Tătaru, eu cred că el are o ambiție să dovedească că el rămâne singurul competent din minister. De-aia angajează chelner, felcer, zidar, dulgher, tu în... sexy motherfucker, sexy cântăreața, da. Nelu Tătaru acum a zis că ca să știi ce când vorbesc de s-a dus filmarea, nu-i cutremur, nu s-au spart bancomatele, mi-a căzut suportul ăsta de telefon de aici, din studioul, nu e așa, din aer liber. Domnul Nelu Tătaru a zis că acum suntem în fază de platou. Deci după ce am avut prima cocoașă, primul val, a doua cocoașă de infectări și infestări, acum suntem în, deja suntem în faza de platou. Ceea ce e foarte bine că suntem în faza de platou, dar fă-l dragă cu de toate. Platou cu de toate, cu o șunculiță, cu un pic de băf într-o frunză de salată. Fă un platou cu de toate, cu chifteluțe, cu salam de Sibiu. Nu că dacă aude Ludovic Orban de faza asta de platou, îl ia pe Nelu Tătaru pe post de kernel, pe post de bucătar. Dar nu-i bine să fii bucătar? Cel puțin pe internet. Nu știu ce am căutat el pe YouTube, că trending-ul știu că-i tăcu maneliștii ăștia, Jador, Vador, Dorian, câinile lui Dorian, rahatul câinelui lui Dorian, tot ăștia sunt top trending pe YouTube cu milioane de vizualizări. Și am dat peste o ciorbă. Ciorbă de burtă, 6 milioane de vizualizări. Eu vorbesc aici... Vorbesc la 1000 de oameni zi de zi de luni până vineri. Mai mult de 1000, nu, eu nu fac nicio brânză să mă apuc să fac o ciorbă. Unde mai pui că am un grup de electricieni în orașul Bruxelles, în Germania, care mă critică dimineața, se întreabă, noi, ia să vedem ce subiecte are Bendea. Se uită la video și zic, bă, astăzi nu mi-a prea plăcut, mai ales Emil dintre electricieni. Acum ce să faci? Vin și eu cu ce am pe taraba sufletului, da? Vin și eu, dar vă mulțumesc că sunteți 1000 și 1200, deja e foarte bine. Ați dat abonare, scrieți comentarii, ați apăsat clopoțelul care v-a sunat de luni virtual.
Luni avem alte subiecte, începe și școala, dar până luni să ne mai calmăm. Mulțumesc de urmărire, mulțumesc pentru faptul că ați fost aici și știu că toate videourile făcute în săptămâna asta o să le ascultați în cascadă, în playlist, în weekendul ăsta, când faceți curățenie prin casă, când vă aflați la magazin, când faceți ciorbă de burtă. O zi superbă și sfârșit de săptămână pe placul dumneavoastră. Numai bine! Taire, 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 taire.